but you made click. No bunde, salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie. Ei bine, probabil că vă întrebați ce cu mine de filmez CS16. Păi, cam pe la ultimele 7-8 videoclipuri încoace primesc comentarii numai gen Ovidiu, bagă CS16, bă, când bagi tu în CS16? Bagă, bă, CS16, bă, când nu mi-aduci balastrul promis. Așa că m-am gândit să filmez și eu niște CS16. Nu prea joc bine 1.6 față de surs, bine, nici la surs nu sunt prea bun, dar la 1.6 chiar praf. Deci să nu vă aștea să fac cine știe ce kill-uri pe acolo, să-i rup pe ăștia, să scol podeaua cu ei, să mă ferez de headshot-uri și astea. Mă rog, hai să termin cu ironiile, să știu că ești mai serios. E nașpa că la 1.6 sistemul de tragere este un pic mai nașpa față de surs și anume este ținta mai mică și nu merge șmecherea, gen când tragi în prăștia este mi stânga-dreapta, din păcate. Asta și pentru că eu nu prea joc CS16, decât mai joc cu prietenii de la școală, din clasă și colegi și deștele mei din localitate care nu prea au calculatoare bune și nu pot să joace surs. Sau cel puțin au net bun ca să-l descarce. Hai că ziceam că nu sunt în stare să dau două head-uri, dar hai că i-am luat pe ăștia. Bun, hai să-mi iau și pistoalele astea pentru că-mi plan la nebunie. Măcar dualele tu arată fain aici. Ia, am parașută. Da, am parașută. Bun. Poate acum se face lag pe server ca fi prea culmea și e unul aici, n-am grenadă, awesome. Cred că o să mă omoare aici. Am intrat acuși pe serverul ăsta. Îl aveam și eu pe acolo, l-am găsit pe la favorite, că am, ce am mai jucat cu așa de la mine de la școală. Bă, dar prea să aud pași prin zonă. Cam știam eu că se aud pași aiurea. Ce m-a luat ăsta. Poate trebuie să-mi băgat pe ceva de respawn, dar aici armele s-aud mai urât față de celelalte CS-uri sau mai tare. Foc, se aude mai tare focul de armă și e cam nașpa când vorbesc se audă numai focuri de armă. Măcar mă înțeleg mai bine așa. Deci, acum vă fac și vouă pe plăcere, pe toți cei care au dorit seri de CS16, uitați, filmez la CS16. Hai că poate iau și o rundă asta. Am un scor cam nașpa trecut de avea AVP ăsta cumva. Cred că M4 avea. Mai luăm niște armură. Din păcate nu s-a început de la zero. N-are nici unde ne bai hu. Din păcate n-are limită de timp harta. Poate așa băga hartă nouă, luam de la zero cu toți și vedeam și eu cât de bun sunt față de ceilalți. Aveam toți așa scor de la zero, dar se pare că unii au, se pare că teroriștii au grămadă de runde față de cei de la CT. Nu trebuia să m-am pus pe cătrălă, dat-o l-am luat pe ăsta. Ăsta e mai praf, bine că am par. Ăsta e pe mine. Mai mult ca sigur, ori e pe aici. Dacă nu, cred că a luat-o spre bază la noi. A, din partea asta se trage. Ok, pe undeva pe la chestia aia pe acolo. Hai că l-a luat. Hai că a intrat și mama mea, nu mama mea. Ba așa-l cheamă pe ăsta, mama mea care a intrat acum. Poate să, ar trebui să încerc și altceva decât Kalashnikov, dar na, cam la 1.6 Kalashnikov și M4 ce mai joc bine. Nu prea sunt obișnuit cu 1.6-le, că n-am jucat foarte des în ultima perioadă și mi-a cam ieșit nimeni. Când eram mic, rupeam 1.6-le, dar na, ne mai jucând 1.6 și fiind de obișnuit cu sistemul de trage de la surs și Global Offensive, vă dați seama. Bine, nici Global Offensive nu prea joc așa des. Dar surs tot joc. A, mai vreun pe aici de împușcat, dar mai bine să pun bomba. Da, am pus pe rec bomba. Poate să omoară și ăștia mai repede. 18-18. Ne-a omorât pe amândoi. GG, nu glumă. Ce arme mai avem noi? Hai mă, ia-ți-ne cum e cu AVP-ul. Din păcate n-am și chestiile alea aici să pot să-mi cumpăr armele. Dacă mai vreți episoade de CS16, scrieți și voi în comentarii și cam ce ați vrea să filmez. Gun game, respawn, simple, pe ce map și chestii de genul. Că na, la când mi-a scris în comentarii, cred că o să veniți o grămadă cu cât mi-a scris, mă rog, câți dintre voi mi-a scris la ultimul videoclipuri să bag CS16. Cred că o să fie și mai multe comentarii cu ce meciuri de 1.6 să am. Nu pun acum bomba că s-a tras din partea aia. Uite-l! Mă, ce n-a luat pe ăsta. Ia, mai unul? Nu.
Hai că nu și pe ăsta. Da, e chestia să joc așa 2-3 zile la rând și după aia îi rupă toți. Și devin la fel de bun ca pe surs. Hai să vedem. Le am cât de cât cu AVP-ul pe 1-6 sau nu? Hai că le am cât de cât cu AVP-ul. No, și pe ăsta. Hai, schimb încărcător odată. Bă, dacă... Oh, le-am dat în... Stai că e unul acolo. Hai, bă, fix pe lângă am dat. Da, am luat o două gloanțe. E bine că n-a apucat ăsta să mă omoare. Dă, bă, pistolul încoace. Așa, avea Deagle. Mai fac câteva runde și închei episodul, că văd că... A, ba nu, hai că mai filmez un pic, că văd că s-au mai strâns câțiva aici pe server. Și mai numeau și ăștia. Bine, pe 1-6 playeri au cele mai tâmpite nume. Inclusiv eu mai pun uneori nume tâmpite, gen numele profesorilor mei de la școală sau... chestii gen să mă pup în cur, Nelson Mondialu... Îl mai am pe unul care își pune numele Găleată. A, deci dacă îl dădeam... Deagle-ul în cap, era perfect. A băgat mea și hai să luăm un P90 să vedem. E bun ca pe Source sau nu? Ok, bă, dar prea mult am lăudat CS Source-ul față de 1.6. Acum probabil că unii care, na, sunteți fani 1.6 și nu Source, poate v-ați supăra sau nu? Cine știe. Da. Nu prea merge sistem de tragere față de Surs. Armele aici au un recul mult, mult mai mare. Am bani de AVP, mai luăm un AVP și niște armuri, hai să iau și dual elite. Salut, hai noroc. Salut fetița, auză-l și pe ăsta. Stai că vine prin partea asta. Mă dă un pic mai în spate. Ok, unul e luat. Hai mă, veniți încoace firați ai naibi. Cred că ăștia vor să ocolească acum. Doar eu mai sunt în viață. Cam da. Hai mă, vină un coa. Hai să luăm bomba. Bun, hai că l-am și pe ăsta. Nu se aud pașii bine. Sau nu, că poate e la pândă asta undeva. Sau că să fie în bază cu AVP-ul. Auză și pe ăsta, hai mă mai repede. Te drecu. Da, bine că sunt morți și ăștia trebuie să scrie în chat. Awesome. Ești morți și ăștia scrie în chat unde mă aflu. Băga mea și hai mă veniți încoace. Mi-aș fi luat semi-automata, dar nu-mi place deloc. Nici cum arată, nici... Și acum îl vezi spune că dă flash. Mi-a dat explozive și mai rău. Hai să păzim atunci lungul. Haide! Ok, am luat pe unul. Dacă sunt mai mulți acolo. Aoleu! Aoleu! L-am luat pe ăsta bun. Sper că doar ăștia doi erau. Dar bine că trebuie să fie ăștia la pândă, că de ce nu? Hai că mai fac vreo două runde. Că mi-a venit cheful de joacă serioasă. Nu. La bomba de soete. Ai de capul meu, ăsta-i server de ăla pe care se poate vorbi pe capa. Acum vezi că încep toți puradei să... De ce pressing o să fac, dragi, pe la sfârșitul videoclipului și o să le zic puradeilor să se atacă? Hai că bubuie bomba. Bun, am mai luat și noi o rundă. Ce avem pe aici? Kalashnikov, Haida, old school style. Nu prea mă grăbesc acum să filmez episodul ăsta foarte lung, pentru că am o grămadă de videoclipuri ce trebuie să randez. Hardul e aproape plin și nu, n-am hard mic, am un hard chiar mare.
Da, am foarte multe filmări și de Minecraft și de Far Cry și mai multe pe care trebuie să le randez. Plus că acum și filmez cu Frapsul și nu cu Mirelisul, care zi la Mirelis, da, nici n-am văzut să mă pe ăla. Zi la Mirelis, nu face clipul Lemmy și un giga cel mult 2 și filmez câte 20-30 de minute. La Fraps, ai filmat minuța la vreo 2 giga ăla. Că na, de ce să mănânce puțin ca la action, într-adevăr. Ai mai multe frame-uri, dar se schimbă să mănâncă la spațiu. Și e cam nașpa. Cam ce ca să filmez cu action-ul, dar action-ul care l-am nu prea merge la jocuri de-astea mai vechi. Cum ar fi CS1-6-le, tot așa un doamne în clasă a vrut să filmeze Metin 2 și nu i-a mers pe Metin 2 CS1-6-le. Asta action-ul mi-release, hai că nici eu nu mai știu ce zic. Încep să mă bâlbâi și nici nu știu pe unde să merg, că sper că suntem circuit. Ăștia ne cam domină, deși avem mai multe runde ca ei. Sau cel puțin ăștia pe mine mă domină, că trebuie să mă bat cu mai mult doată. Am bomba, dar hai mai bine mă duc să pun bomba. O să vină ăștia în spate, cred că dilește pe ăsta, da, la dilip pe ăla. Hai să păzește ăla acolo, e bine, să merg, hai de... Are AVP. Ok, hai că... Da, degeaba am ce să trag cu ăsta din mers, mai ne dădeam cu pistolul. Bun, hai că i-am luat. O, stai, 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 AVP-ul, AVP-ul, AVP-ul! Băgam mergi ca am urcat Kalashnikov-ul. Nici n-am luat AVP-ul. Fuck this shit. Și prea nicapat, păca că nu poți să spui ce spray vrei tu. Și pe surs poți să-mi pui ce spray vreau, numai că nu știu ce spray să-mi pun. Să lăsați și voi în comentarii niște idei de spray și mount și double kill i-am dat acolo. Mori, hai. Hai mă, firați aia, drept. Crezi că nu știu să trag cu AK-ul? Ma, 4. 4 am luat aici. Vine în spate. Du-te, bă. Le-am dat ace-ul aici. A, cred că dacă eram pe CSGO pe competitiv, toți scriau, toți ziceau nice, GG, ace, bla bla bla. Dar din 5, bă, toți am mort, dacă i-am prins bine acolo. Trebuie să mă obișnuiesc cu reculul de la arme. Și să mă învăț să joc la sunet, că aici pașii nu se aud pe o zonă, pe o rază mică, nu, trebuie să se aud pe aproape toată mapa pașii. E și de bine, dar și de rău. Ok, hai că ăștia sunt ocupați acolo, trebuia să mă bag și o să le fur kill-urile. Sper să nu fie vreunul cu AVP pe acolo, hai că... Mă bag pe aici, să nu fie unul băgat aici. Nu merge la... Ce mai mult se pornește la... Nu se pornește la antena, GG. Cred că ăsta a luat-o spre bază la noi. Sau stă la pândă aici pe lung. Da, uite. Mamă, ce lag are ăsta. Hai, da. Încă vreo două runde. Mi-a venit chef să mă joc CS și na. N-am așcat de mult 1-6 și... Mă, cât îmi vine să zilul ăsta să-și țină pliscul. Unul e out. Și al doilea. Mă, e mișto că pe 1-6 găsești o grămadă de pura de ăștia care nu știu să joace. Și e bine că știu să mânuiești Kalashnikov. Din păcate nu pot să fac ținta și mai mică cum o am pe surs. Dacă puteam să fac ținta ca pe surs. Asta am dragul până dar ce stau acolo. Păcat că nu dau niște MVP-uri. Na, cam cel mai bun scor din echipă. Cam eu trebuie să car toată echipa aia să mai am niște gloanțe că mi-e că rămân fără. Ma, și mi-am zis, când eram mic și nici nu știam să joc CS1-6, nici nu știam să cumpăr armele. Luam tastea rând, dar nu știu cum, nu nimeream B-ul ca să-mi cumpăr arme. De așteptam să moară careva să iau arma. Și când muream, dădeam tastatură. Ăsta e out, ăla are giga, n-a murit și ăla. Mai mult ca sigur unul băgat pe aici. Dar ce ziceam? PNK, ăsta se crede pink sau ce? Ok, pe aici nu mai e nici dracu. Hai să punem aia siringă, cred că e AVP ăla. L-a luat, l-a luat. De fapt nu AVP, avea giga. Băi, n-aș pa când trebuie să te împuși cu unul care are gigan, că îți mănâncă zilele. Ok, de unde trage? Mai e unul în viață. A, cred că ăsta care și-a pus numele așa dintr-un... M-a băgat la cite, e awesome. Cred că ăsta care și-a pus numele mama mea a luat nu știu ce desen, parcă...
regular show se cheamă sau ceva genul. De acum pe Cartoon Network și am văzut glume pe jumea care zice ăla mereu nu știu ce chestie, știi, cine mai așa, mama mea. Da, nu prea mai știu ce desene dau ăștia acum. Nici am auzit să n-aș paru poate de cele care am copilării noi. Și na, sunt foarte puține bune. Am văzut că au mai schimbat unele desene mai vechi și deci dacă, dacă luam pe ăla cu 9 HP eram un geniu. Ce vreau să zic, din desenele care erau cândva gen Nedecedi sau no, nu se compara deloc cu astea. Și mi se pare că au luat alte care dădea mai recent, gen cum era Tineri Titan sau Confruntarea Shaolin. Au luat aceleași desene, aceleași personaje, numai că au schimbat caracterele, arată mai copilărești, că parcă acum le-au pus denumirile Go sau nu știu ce. Ce am auzit sunt nașparul. Eu oricum nu mă mai uit la desen de pe la vreo 12 ani. Bine, exceptând Satana Cartoons, Mișionică, că practic sunt și animații, desene animate, Moș și Foca, animații tot așa. Și de ce naiba am avut o secundă lag pe server? Te trezești că le pică stura hostul, deși am level... Bă, cam are pingul, că pe sursă eu am level... am pingul 5. Se pare că ăsta e server românesc, deci, de fapt, da, e server de românesc, că nu m-a purat de ăștia românesc. Hai să văd cum descurc și eu pe M4. La mine că ăsta trebuie să stea la pândă. Hai că am ciorilul ăsta kill-ul, vreau să-l omoare. Ăștia sunt pe aici, cred. Ah, nu mai e niciunul. Înseamnă că o să vină pe partea asta. Hai cu ultima rundă, să vedem dacă mor sau nu. Ceva, hai să ne luăm și grenezi și de toate. Adică doar o dată explozivă. Poate era bine să fi dat un feșau, dar feșul e cam nașpa. Nu e la fel de jmecher ca pe sur sau ca în alte jocuri gen Far Cry. Ați văzut ce mișto e flash acolo pe primul parte. Cum s-a auzit grenada asta cu ecou. Iar e pândarul ăla acolo. Da, am murit aici. Hai că încheie aici acest episod de FCS6. Eu sper că v-a plăcut. Dacă da, mai scrieți comentarii ce mai vreți episoade, ziceți și voi ce moduri de joc mai vreți și ce să mai spun. Până data viitoare, ciao les!